Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul lui Dumnezeu pentru învățătura noastră în această seară este în cartea profetului Isaia, capitolul 30. Voi citi un singur verset, versetul 18. Isaia 30 cu 18. Și aici cuvântul Domnului spune așa: totuși, Domnul așteaptă să se milostivească de voi și se va scula să vă dea îndurare. Căci Domnul este un Dumnezeu drept, ferice de toți cei ce nădăjduiesc în El. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, iată un cuvânt care descrie din nou profundul caracter sfânt al lui Dumnezeu. Dacă citiți capitolul 30 din Isaia până la versetul 18, o să vă surprindă de felul în care Dumnezeu se uită la Israel și îl caracterizează pe Israel. În cuvintele lui, Dumnezeu este de-a dreptul dezamăgit. Uitați-vă cum începe. Versetul 1. Vai, zice Domnul, de copiii răzvrătiți, care iau hotărâri fără mine. Fac legăminte care nu vin din Duhul meu și îngrămădesc astfel păcat peste păcat. Se plânge de Israel. Se plânge de starea lui spirituală. Uitați-vă versetul 9. Scrie că poporul acesta este un popor răzvrătit, niște copii mincinoși, niște copii care nu vor să asculte legea Domnului, care zic văzătorilor să nu vedeți și prorocilor să nu prorociți adevăruri, ci spuneți-ne lucruri măgulitoare, prorociți-ne lucruri închipuite. Așa este de multe ori caracterizat de Dumnezeu poporul său. De multe ori bisericile locale arată în felul acesta. Și după ce Domnul își varsă, să zicem, momenește amărăciunea față de Israel în cazul de față, față de noi, în cazul nostru, vine versetul 18. Și Dumnezeu, care putea să nimicească pe Israel într-o clipă, Dumnezeu care putea să ne nimicească și pe noi după comportamentul nostru într-o clipă, auziți El din nou cum zice: totuși, Domnul așteaptă să se milostivească. Uitați-vă în engleză cât de frumos: therefore the Lord waits to be gracious to you. Domnul așteaptă să vă dea har. Har. Și se va scula să vă dea îndurare. Cât de mare diferență între Dumnezeu și om. Nouă, dacă cineva ne-a făcut rău, dacă cineva ne-a întors rău pentru bine, poate că nu mai uităm persoana aceea sau familia aceea toată viața. Nu vrem să mai avem părtășie cu astfel de oameni. Dumnezeu vrea să ierte. Chiar dacă i-am întors spatele, chiar dacă am umblat după năluci, cum spune aici, chiar dacă ne-am comportat ca niște copii răzvrătiți, ca un popor răzvrătit, în marea lui bunătate, Dumnezeu încă găsește resurse lăuntrice, pentru că este îndelung răbdător și bogat în bunătate, ca să se îndure de noi,
să ne ierte, să ne facă bine și să ne mântuie. Glorie Lui! De aceea, în seara aceasta vă invit să ne uităm la un mesaj pe care l-am intitulat simplu, Măreția Domnului. Măreția Domnului. Și ne vom uita să vedem ce face pe Domnul să fie atât de măreț, atât de deosebit față de noi, fiii oamenilor. În textul pe care l-am citit, Isaia 30 cu 18, sunt patru lucruri care sunt fundamental parte din caracterul lui Dumnezeu, care descriu măreția Lui. Și primul lucru pe care îl face din acest text, care îl reprezintă pe Dumnezeu și îl descrie pe Dumnezeu ca un Dumnezeu măreț, este răbdarea Domnului. Totuși Domnul așteaptă să se milostivească de voi. Este răbdarea lui Dumnezeu. Încă o dată, ca să înțelegeți bine, să înțelegem bine textul acesta, citiți Isaia, capitolul 30, de la versetul 1 până la 17. Și veți vedea plângerea lui Dumnezeu față de poporul său, față de poporul lui Israel. Dar cred că este la fel de îndreptățit să aibă Domnul plângere față de noi, față de Biserica Emanuel, ori față de biserica în care tu te închini Domnului. Și cu toate acestea, în marea Lui îndurare, în măreția Lui, pe care nu o poate egala nimeni și nimic, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu răbdător. Totuși, Domnul așteaptă să se milostivească de voi, să-și arate harul față de voi. Care dintre noi care suntem prezenți aici, care dintre dumneavoastră care urmăriți la internet, puteți să mărturisiți de n-ar fi avut Domnul răbdare cu mine, nu știu dacă mai eram mântuit. A avut Domnul răbdare cu dumneavoastră? A avut. Cu mine a avut. Cu mine are răbdare, a avut răbdare în fiecare zi. Dar cred că și cu tine. Cred că și cu tine. Și aceasta pentru că în măreția Lui El este drept, El nu caută la fața oamenilor, nu are elită, nu alege. El se uită la noi prin Domnul Iisus Hristos, se uită la tine și la mine prin jertfa din Golgota, se uită la noi prin mijlocirea pe care Iisus Hristos o face înaintea Tatălui Ceresc pentru noi și spune, Tată, și pentru acesta am murit, ai milă de El, Tată. Îndură-te de el, am să-l mai îndrept, am să-l mai cioplesc, am să-i mai arăt harul iertării. Și tatăl își lasă inima înduplecată pentru că iubește pe Fiul lui, pe Iisus Hristos și știe că Iisus Hristos vorbește adevărul și în toate privințele vorbește adevărul. Dumnezeul nostru este măreț pentru că este un Dumnezeu răbdător. M-a răbdat pe mine, a răbdat casa mea, te-a răbdat pe tine, a răbdat casa ta, a răbdat Biserica Emanuel. Deși trebuia să-i purtăm numele cu cinste, l-am dezamăgit pe Domnul în multe feluri, dar în bunătatea Lui, în îndelunga Lui răbdare, a zis, totuși, aștept să mă îndur de voi. Nu te încurajează lucrul acesta? Să rămâi credincios lui Dumnezeu? Să stai aproape de Dumnezeu? Cum? Încă Dumnezeu așteaptă după mine? Păi eu n-am răbdare să aștept după cei de lângă mine, după cei din casa mea. Și Dumnezeu așteaptă după fiecare dintre noi, după mofturile noastre? Nu, Dumnezeu nu așteaptă după mofturile noastre, ci Dumnezeu așteaptă după noi, ca persoană,
ca sufletul nostru să înțeleagă drumul prăpăstios spre care merge, să se oprească din acest mers ca fiul risipitor și să facă o întoarcere 180 de grade înapoi către Tatăl Ceresc, care e plin de bunătate, plin de îndurare, plin de credincioșie. Deci când vorbim despre măreția lui Dumnezeu, putem să vorbim din multe puncte de vedere. Putem să vorbim despre măreția lui în creație. Cine îl poate egala pe Domnul nostru să facă atâtea stele, atâtea galaxii, atâtea constelații și spațiul acesta imens să-l umple cu stele pe care le cunoaște pe nume și care le ascultă și la care le-a dat legi și nu le calcă. Se duce fiecare pe orbita pe care i-a rânduit-o Domnul și nu se întâmplă nicio catastrofă în univers. Cine poate să-L egaleze pe Domnul? Nu-L poate egala pe nimeni. El este mare în creație. El este mare prin faptul că a făcut lumea vie, printre care corona creației Lui suntem noi, oamenii. Dar El a fost mare și este mare că a avut răbdare cu noi după ce am căzut în păcat. Și este mare că a putut să realizeze mântuirea noastră, să ne scoată de sub puterea morții și a păcatului și a mâniei Lui și a judecății Lui prin jertfa Fiului Său Iisus Hristos, în glorie Domnului. Nu poți să nu vezi lucrul acesta și nu poți să nu te minunezi de lucrarea lui Dumnezeu. Prin urmare, în primul și în primul rând, vorbind astăzi de măreția lui Dumnezeu din perspectiva acestui text biblic, Isaia 30 cu 18, după ce am văzut contextul în care este scris versetul, Dumnezeu este mare în răbdarea Lui. Totuși, Domnul așteaptă să se milostivească de voi. Apoi, El este mare, deci măreția Lui se vede nu numai în răbdarea Lui, ci se vede și în realitatea despre El. Uitați ce spune. Și se va scula să vă dea îndurare. Realitatea despre Dumnezeu este că Dumnezeu n-a stat pasiv numai să se plângă. Uite ce mi-au făcut. Uite cum mi-au întors spatele. Uite cum mi-au răsplătit pentru faptul că am trimis pe fiul meu să moară pentru ei. Dumnezeu a rămas activ în procesul de mântuire. Realitatea despre El este că Dumnezeul nostru iubește lucrând, iubește făcând bine, iubește ridicând, iubește binecuvântând, iubește faptic. Și aceasta este o mare realitate. Pentru că noi de foarte multe ori spunem, îl iubești pe Domnul? Da, îl iubesc. Dar ce faci? Nimic. Cum îl iubești? Iubești biserica lui Dumnezeu? Da, iubesc. Și ce faci pentru biserică? Ce să fac? Nu fac nimic, sunt alții care fac. Iubești pe semenul tău? Da, îl iubesc. Și cum îl iubești? Păi n-am nimic cu el. Asta nu este iubire. Iubirea lui Dumnezeu este o iubire activă. Realitatea despre Dumnezeu este că a venit în dreptul nostru. A venit și mi-a spus, Lazare, ești pe marginea prăpăstiei, ești cu un picior în groapă. Uită-te la dragostea mea, uită-te la jertfa fiului meu. Și se va scula să vă dea îndurare. El s-a ridicat de pe tronul lui de domnie și de acolo a făcut un pas uriaș, a coborât direct pe pământ. Și aici s-a oprit lângă tine și lângă mine. Și ne-a zis, am venit să vă dau har. Nu meritați. Și de aceea Apostolul Pavel va spune foarte clar, foarte limpede, în Romani 5 cu 6 și Romani 5 cu 8, dacă puteți să-l puneți pe ecran, aici se vede harul lui Dumnezeu. Nu după ce am apucat noi să facem bine, căci pe când eram noi încă fără putere spirituală,
Hristos la vremea cuvenită a murit pentru cei nelegiuiți. Și în versetul 8, dar Dumnezeu își arată dragostea, deci practică, realitatea, față de noi prin faptul că pe când eram încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Sunt mulți oameni care au vorba aceasta. Da, văd că e bună pocăința. Mă pocăiesc și eu, dar întâi să mă fac mai bun. N-ai să te faci mai bun niciodată, pentru că fără Dumnezeu nu poți să fii bun. Caracterul bun izvorăște din Dumnezeu, El este izvorul. Caracterul bun izvorăște din Duhul Sfânt, este roada Duhului Sfânt. Și de aceea îți trebuiește pocăință întâi. Îți trebuiește când auzi glasul lui Dumnezeu că te cheamă să-i spui, iată-mă, sunt un păcătos. Și Domnul spune, pe când erai tu păcătos, nu, eu n-am așteptat ca tu să faci bine, n-am așteptat ca tu să te întorci, eu n-am așteptat ca tu să faci o schimbare radicală și atunci să analizezi și să zic, ei, poate mă îndur de tine. Pe când erați voi încă păcătoși, împreună cu Fiul meu și cu Duhul Sfânt am făcut un plan. Și planul a fost unul dintre noi să se întrupeze. Și cel ce s-a întrupat a devenit Fiul meu. Și a venit cu nume printre voi ca al vostru, Iisus Hristos. A trăit fără de păcat, dar a luat păcatul vostru asupra Lui. S-a făcut păcat, El cel fără de păcat și El cel nemuritor a murit în locul vostru. Pentru ca voi să trăiți etern. Glorie Domnului! Aceasta este parte din măreția lui Dumnezeu. Este realitatea despre El. Realitatea este că harul lui Dumnezeu este un har practic. Nu static. Nu vorbe goale. Nu vorbe goale. Deci, în primul rând, când ne gândim la măreția Lui, este răbdarea Domnului. Totuși Domnul așteaptă să se milostivească de voi. Apoi este realitatea despre Dumnezeu. Și se va scula să vă dea îndurare. Și s-a sculat și a coborât drept pe pământ de pe scaunul de domnie. Al treilea lucru este regalitatea Lui. Căci Domnul este un Dumnezeu drept. Domnul este un Dumnezeu drept. El este un rege drept. El este un împărat drept. For the Lord is a God of justice. Un Dumnezeu drept. Nu poate fi corupt ca să facă răul. Și asta este marele, marele har, marea bucurie pe care am putea să o avem. De exemplu, eu am citit Coranul pentru că am vrut să cunosc, dacă vorbesc despre islamism, să nu vorbesc ca un ignorant, din auzite. Pentru că de multe ori din auzite vorbești ce nu trebuie. Vorbești neinformat, needificat. Și în Coran scrie negru pe alb. Sunt cuvintele lui Mahomet, profetul lor. Spune, Allah, Dumnezeul islamismului, care nu este același cu Dumnezeul nostru, Dumnezeul lui Israel, spune, Allah este cel mai mare înșelător. Eu cred lucrul acesta, nu trebuie să-mi dovedească. Cred aceasta. El înșală pe cine vrea, întinde curse la cine vrea, nimeni nu-l poate egala. E cel mai mare înșelător. În engleză este adus, Allah is the greater schemer ever to be in the universe. Știe să pună piedici, știe să înșele, știe să fie șmecher. Ei, despre Dumnezeul nostru este scris că este un Dumnezeu a cărui regalitate împărătească, ținută împărătească, este incoruptibil. Dumnezeul nostru este un rege drept, nu primește bani din China. De la Partidul Comunist. N-are afaceri dubioase. Iacob spunea următorul lucru. Dumnezeu nu ispitește pe nimeni. Nu este un schimăr, un înșelător, un șmecher.
Și la rândul lui nu poate să fie ispitit ca să facă rău. Poți să rostești împotriva copiilor lui Dumnezeu 1000 de descântece și să tot îl învoți pe cel rău împotriva copiilor lui Dumnezeu, că nu le poate face nimic. Dumnezeul nostru ne apără. Dumnezeul nostru este tăria noastră, este scutul nostru, este adăpostul nostru, este fortăreața noastră. De aceea spune Scriptura, numele Domnului e un turn tare. Peste cine îi chema numele lui Dumnezeu? Acolo nu se poate apropia cel rău. Un rege drept, un rege binecuvântat, un rege care face dreptate și un rege care nu se lasă corupt ca să facă rău cuiva. Nu poți merge înainte acestui rege și să-i spui, știi, Doamne, eu am probleme cu X, m-a înșelat, mi-a făcut rău, dar Tu știi că i-am făcut bine. Ocupă-te un pic de el, să vadă, să simtă. No. Cuvântul Domnului și pentru noi este acesta. Binecuvântați și nu blestemați. Cine blestemă nu este din Dumnezeu. N-a cunoscut pe Dumnezeu. Sau s-a lăsat sedus de cel rău și de slujitorii lui să se depărteze de Dumnezeu după ce a cunoscut odată adevărul lui Dumnezeu. Binecuvântați și nu blestemați, binecuvântați căci la aceasta ați fost chemați. Să învățăm de la Domnul, să avem și noi o ținută regală, o ținută de integritate, o ținută de demnitate. Cine stă pe un scaun de domnie trebuie să inspire demnitate. Trebuie să inspire regalitate. Și noi suntem invitați să stăm pe un scaun de domnie cu Iisus Hristos, care la rândul Lui stă pe scaunul de domnie al Tatălui Său, al lui Dumnezeu Tatăl. Aduceți-vă aminte de Apocalipsa 3,21. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și șed pe scaunul de domnie al Tatălui meu. Este o mare cinste pentru tine, o mare cinste pentru mine, o mare cinste pentru noi. Deci, măreția lui Dumnezeu, din perspectiva aceasta a raportului dintre ce suntem noi și ce este Dumnezeu în sfințenia Lui, măreția Lui se vede în răbdare pe care Domnul o are cu noi și cu noi a avut o răbdare extraordinar de mare, cu mine și casa mea, cu tine și familia ta, cu Biserica Emanuel, Dumnezeu a avut o răbdare foarte mare. Este drept? Foarte mare. Apoi, realitatea despre El vrea să ne arate har în continuare, har practic, vrea să ne facă bine. Aceasta este realitatea. 3. Regalitatea Lui. El este drept. Dar este drept cu milă. Este drept cu milă. Nu este drept să fie drept și nimeni nu-L poate mișca din dreptatea Lui. Pentru că dacă ar fi numai drept, cine ar putea sta în picioare? Cine ar putea sta în picioare? Dar El este drept cu milă, cu îndurare. Și cel de-al patrulea lucru, ultimul din prezentarea aceasta, în Isaia 30:18, este răsplata de la Dumnezeu. Deci măreția Lui se vede în răsplata pe care Domnul o are față de copiii Lui. Ferice de toți cei ce nădăjduiesc în El. De ce? Pentru că pe aceștia îi răsplătește Domnul. Uitați-vă cât de frumos începe versetul. Se vede mai bine în engleză și avem harul acesta să putem citi în amândouă limbile. Uitați-vă cum începe versetul. Therefore the Lord waits. Așteaptă. Și uitați-vă cum se încheie. Blessed are those who wait. La începutul versetului, Dumnezeu așteaptă. La sfârșitul versetului, noi așteptăm. Dacă am înțeles măreția Lui, dacă am înțeles răbdarea Lui, că stă după noi să ne întoarcem,
Și eu cred că dacă ne întoarcem, Dumnezeu aduce vremuri de mare înviorare. Aduce vremuri de binecuvântare. Iară umple cu Duhul Sfânt. Iară cercetează, iară binecuvintează, iară face să ploie peste noi îndurarea, bucuria mântuirii, bucuria Duhului. Crezi lucrul acesta? De aceea așteaptă după noi. Și apoi, dacă ne-am încheiat alergarea, întorcându-ne la El, în bunătatea Lui și în regalitatea Lui, fiind drept, El răsplătește. Acum, eu am așteptat după voi, ei acum așteptați voi la mine. Ce așteptați voi de la mine? Doamne, dacă ne întreabă Domnul, sincer, trebuie să spunem, Doamne, n-așteptăm nimic, dar știm că Tu nu ne lași cu mâna goală. Tu nu ne lași cu mâna goală. Nu vrem să fim oameni aceia, cum vă spuneam în mesajele două trecute. Eu așa vreau să fiu, frate, n-am eu treabă să fiu mare apostol în împărăția eternă lui Dumnezeu. Numai să ajung la ușă și să se închidă ușa după mine. Așa nu se intră în rai. Așa nu se intră în rai. Dumnezeu vrea să te răsplătească. Ai vorbit de bine, te va răsplăti. Ai dat un telefon să încurajezi, te va răsplăti. Ai cumpărat un portbagaj cu cumpărături de mâncare pentru o familie necăjită, Dumnezeu te răsplătește. Ai făcut lucrul acesta cu toată inima, Dumnezeu te va răsplăti. L-ai făcut să-ți faci un nume, nu vei primi nimic. Pentru că lucrarea ta, spune cuvântul Domnului, va fi pusă la focul încercării lui Dumnezeu și ce ai făcut va fi ars ca fânul, ca paiele, ca trestia. Dacă am făcut ceva cu interes, are valoarea fânului, a paielor și a trestiei și va fi ars în fața Domnului. Dar dacă puținul acela, ca femeia aceea de la templu pe care o dă Iisus Hristos, exemplu, când se uita peste mulțime și a văzut o femeie care a pus doi bănuți, singura ei substanță, tot ce mai avea în casă, doi bănuți, dar i-a pus cu bucurie, cu bucurie că s-a dus la casa Domnului și a făcut și ea ceva pentru Domnul, pentru lucrarea lui Dumnezeu. Domnul Iisus a zis, a pus mai mult ca oricine. De ce? Pentru că nu are altceva. Ea a pus tot ce a avut. Nu? Aceea i-a spus și tânărului bogat, du-te de vinde tot ce ai și urmează-mă. Femeia aceasta a dat tot ce a avut, urmându-L pe Domnul. Domnul răsplătește. Și răsplata Lui este foarte mare. Cuvântul Domnului și spune, iată că eu vin și răsplata mea este cu mine. Ca să dau fiecăruia după faptele pe care le-a făcut câtă vreme a trăit în trup. Întrebarea este aceasta. Îl aștepți tu pe Domnul să vină? Dacă încă ai probleme, seara aceasta este seara de pocăință. Este seara în care Dumnezeu a zis, totuși, Domnul te așteaptă. Nu să te lovească, să se milostivească, să-și facă milă de tine, de casa ta, să-și facă milă de familia ta, să-și facă milă de sufletul tău, să-și facă milă de Biserica Emanuel. Eu cred în bunătatea Domnului. Eu cred în îndurarea Lui, cred în realitatea despre El, că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu milostiv și cred că Dumnezeu are planuri binecuvântate pentru noi. Eu cred că nu degeaba scrie în Scriptură, căci eu știu gândurile mele care le am cu privire la voi, zice Domnul. Gânduri de pace, nu gânduri de nenorocire, pentru că putea... Era motivat, avea dreptul să ne nenorocească la fiecare clipă. Dar a venit și a zis, totuși Domnul așteaptă să se milostivească de voi copiii răzvrătiți. Dar nu în stare răzvrătită. Dacă Domnul așteaptă, atunci să ne pocăim. Să-i spunem Domnului, Doamne, pentru că ai spus că Tu aștepți,
Eu știu că ai așteptat după mine. Nu știu alții cum sunt, dar după mine știu că ai așteptat. Eu mă pocăiesc acum. Eu îmi întorc fața acum înspre tine. Te rog, îndură-te de mine. Și te rog, ai milă de viața mea. Îndură-te de casa mea, Doamne. Și știu că nu voi rămâne de rușine, pentru că în ziua glorioasă, când Tu vei veni ca să-ți duci acasă biserica, nu mă vei lăsa cu mâna goală, ci îmi vei răsplăti din îndurarea Ta cea mare, din bunătatea Ta. Acesta este Domnul. Cuvinte simple, dar frumoase. Cuvinte adânci care vorbesc despre un Dumnezeu adevărat, care nu e un schimmer, nu e un șelător, nu e un șmecher, care totdeauna știe unde să ne pună piedica să cădem. Nu, Dumnezeul nostru nu vrea să cădem, Dumnezeul nostru vrea să ne ridicăm. Așa cum spunem psalm. Dar la tine este iertare ca să fii de temut, adică să fii respectat, să ți se vadă măreția, regalitatea, puterea. Crezi în iertarea Domnului? Crezi în bunătatea Lui? Crezi în îndurările Lui? Crezi în a doua Lui venire? Domnul este la uși, fraților. Haideți să ne ridicăm în picioare și punând cuvintele acestea la inimă despre măreția Lui, și măreția aceasta s-a văzut în caracterul pe care îl descrie Isaia în 30:18, văzând măreția Lui, caracterul Lui sfânt, bun este unul singur, Dumnezeu, să spunem, Doamne, în bunătatea Ta, îți mulțumesc că ai așteptat după mine. Mă întorc cu pocăință și îți mulțumesc că mă primești. Ne rugăm Domnului.